Partidul Național Liberal este un partid serios, responsabil, care și-a asumat răspunderea guvernării și care acționează pentru o bună guvernare, care acționează pentru punerea în practică a programului de guvernare și care urmărește să crească calitatea vieții în România, să crească veniturile românilor printr-o politică orientată spre cetățean și care să facă marile reforme de care are nevoie România. Evident, premierul beneficiază de susținere totală, nici nu se pune în discuție vreo secundă schimbarea configurației politice. Noi nu ne jucăm cu România. Când am hotărât că premierul acestui guvern este Florin Câțu, suntem serioși, consecvenți și mergem mai departe. De altfel, îndemnul nostru către toți partenerii de coaliție este să lăsăm deoparte ceea ce ne separă și să ne concentrăm pe ceea ce așteaptă românii de la noi, și anume să asigurăm o bună guvernare României. Îl invit pe domnul prim-ministru, care a prezentat agenda guvernamentală, să vă comunice toate detaliile din ședință. Mulțumesc, domnul președinte. Astăzi, în ședința Biroului Executiv, am prezentat, în primul rând, stadiul campaniei de vaccinare și ce măsuri vom lua pentru perioada următoare. Deja l-am anunțat în spațiul public. Vom crește numărul de centre de vaccinare, fluxul va crește și vom avea noi soluții, printre care și centre de vaccinare drive-thru. Al doilea rând, am prezentat stadiul negocierilor programului PNRR. Este un program important pentru Partidul Național Liberal și pentru români. Mai avem 2 săptămâni de negocieri și vrem să fim siguri că va reprezenta viziunea de dezvoltare a acestei coaliții pentru România. Și în al treilea rând, am discutat despre cea mai bună veste pentru economia României din ultimii 8 ani de zile. Agenția de rating Standard & Poor's a crescut perspectiva după doar un an de zile de la negativ la stabil pentru economia României. Un mesaj clar, ferm, că instituțiile internaționale, investitorii străini au încredere în programul de guvernare a acestei coaliții, au încredere în acest guvern și că tot ceea ce am făcut anul trecut și am continuat anul acesta are implicații pozitive pentru toți românii în economie. Ce măsură se impune în privința miniștrilor care v-au atacat? Și fac aici referire chiar la ministrul transporturilor Cătălin Drulă, care amintesc sintagma zombie politic. E asigur pe toți membrii cabinetului că evaluarea se va face pe baza performanței, pe baza ceea ce fac și nu pe ceea ce spun că fac. Cine va ataca un ministru sau un premier ar putea pleca imediat, nu să mai aștept cu o altă consultare sau altă discuție. A spus asta în interiorul vesti. Repet, fiecare membru al cabinetului condus de mine va fi evaluat pe ceea ce face, nu pe ceea ce spune că face. Ajunge la o înțelegere cu cei de la USR dacă ei cer ca dumneavoastră să nu mai demiteți niciun ministru fără acordul coaliției. Este o condiție pentru a-și pune ministrul al sănătății, iar dumneavoastră în ședință tocmai ați spus că orice ministru va mai greși și va ataca. Eu v-am spus declarația mea publică. Eu susțin că fiecare membru al acestui cabinet o să fie evaluat pe ceea ce face, nu pe ceea ce spune că face. Dați-mi voie. Rugămintea mea să mă lăsați. Aveți răbdare. Eu am spus foarte limpede. Asta este în logica de funcționare în toate democrațiile din lumea asta. Nu există ministru care să atace premierul sau care să atace un coleg de coaliție. Solidaritatea guvernamentală. Guvernul reprezintă o echipă, chiar dacă este un guvern de coaliție. În momentul în care un ministru își atacă un coleg de guvern, cu atât mai mult când își atacă premierul, înseamnă că nu mai vrea să facă parte din guvernul respectiv. Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt foarte clare. Este total nefiresc, profund dăunător pentru funcționarea unei instituții fundamentale a statului român, cum este guvernul, să-și permită unul sau altul să dea declarații împotriva premierului. Declarații împotriva premierului chiar și atunci când au motive, adică de cele mai multe ori când au motive, dau cei din opoziție. Nu pot să dea declarații cei care sunt parte în coaliția de guvernare și mai ales cei care fac parte din echipa de guvernare. Cum să
colaboreze un ministru cu premierul, pentru că premierul este cel care conduce guvernul atâta timp cât el își permite să atace public. Asta e o chestiune care ține de logica de funcționare a guvernării. În momentul în care un ministru îl atacă pe premier, trebuie să plece acasă. Din punctul nostru de vedere, lucrurile simple. Exact cum este rezolvarea constituțională care a fost aplicată și în cazul revocării ministrului care a fost revocat. Deci, declarațiile și punctele de vedere au fost prezentate după declarația lui Drulă. Să le readucem aminte partenerilor noștri de coaliție, doar unora dintre parteneri, că ceilalți parteneri cunosc foarte bine și dacă vă uitați... Deci, criza în coaliție este poate prea mult spus, este o reacție emoțională, o reacție care a ținut mai mult de, cum să spun, lipsa de experiență în exercitarea guvernării pentru o decizie salutară și absolut necesară a premierului, care a luat decizia să îmbunătățească activitatea într-un domeniu fundamental, cum este domeniul sănătății, prin a da șansă formațiunii care deține portofoliul să desemneze un ministru mai bun. Le veți oferi celor din USR Plus, așa cum intenționează să ceară, garanții că premierul nu va mai demite din funcție un alt ministru, așa cum s-a întâmplat acum, fără ca ei să fie consultați sau să fie de acord? Sigur că aici am discutat cu premierul. Deci aici încă nu s-a cerut așa ceva. Deocamdată nu am văzut, n-am avut coaliția încă. Eu vă spun ce v-am spus de fiecare dată. Îmi voi exercita acest mandat așa cum am atribuțiile date de Constituție. Nu voi încălca niciodată Constituția României pentru nimeni și nici pentru niciun motiv. Dar care sunt totuși sacrificiul pe care puteți să-l faceți astfel încât USR să rămână la guvernare? Sau mai bine spus, credeți că vor ieși până la urmă de la guvernare? Convingerea mea este că acest moment va fi depășit. Așa este. Mizăm pe un comportament rațional și responsabil din partea partenerilor noștri, așa cum am văzut în foarte multe luări de poziții, pentru că, la urma urmei, oamenii așteaptă de la noi să facem ceea ce le-am promis în campaniile electorale, ceea ce am prezentat în programul de guvernare în momentul în care am cerut încrederea Parlamentului pentru investirea guvernului, iar din punctul nostru de vedere, acest lucru este important, să ne concentrăm pe punerea în practică a programului de guvernare, să creștem calitatea în gestiunea fiecărui minister, să creștem calitatea prestației guvernului în mod constant. Dar alianța continuă să ceară deci, retragerea premierului, nu ce veți face? În acest moment este foarte important și le aduc aminte colegilor de coaliție că avem nevoie de o nominalizare pentru Ministrul Sănătății. Este foarte important să continuăm. Ministerul Sănătății are nevoie de o conducere stabilă, are nevoie de un ministru, un ministru interimar, de cineva care să preia să fie în această luptă cu pandemia. Este foarte important, avem în continuare nevoie de a avea mai multe paturi la ATI, știți foarte bine în ce situație suntem, deci este nevoie de responsabilitatea actului de guvernare și așteptăm și sunt sigur că vom primi în cel mai scurt timp un ministru competent care să facă față acestei situații. Care cei de la USR Plus vor să vină astăzi în ședința coaliției, una dintre variante, reprezintă desemnarea domnului Voiculescu drept posibil consilier al viitorului ministru al sănătății. Cum vedeți? În coaliție nu se discută de consilier. În coaliție se discută de candidați de ministru. Se vine și candidatul de ministru. Și este Ioana Nenea, au fost niște imagini care au apărut, care arată faptul că dumneavoastră ați fi mers la o discuție cu președintele Klaus Iohannis. Nu, ați văzut niște imagini când mergeam pe stradă. Pe așa, jos. Așa, 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 ați avut o întâlnire cu președintele? Nu am avut nicio întâlnire cu domnul președinte. Pe documentul trimis de Ministerul Sănătății pe surse, apare semnătura dumneavoastră. Astăzi vorbeați așa. Nu, stați puțin. Am primit și semnătura dumneavoastră. V-a fost falsificată semnătura? Doamne, deci noi, în primul rând, faceți acuzație foarte gravă. În primul rând că nu e un document, este o coală de hârtie. Da? Deci nu este un document, este o coală de hârtie. Da? Guvernul deja a dat un comunicat pe această temă. Nu este nicio semnătură a mea pe cineva. Dacă nu să vă imaginați că premierul României semnează o coală de hârtie pe care scrie primit,
Atunci vorbim de false în acte publice. Am comunicat. Guvernul a comunicat exact procedura. Aveți un comunicat la guvern? Exact cu procedura, care este procedura pentru documente și pentru cele confidențiale. Mai mult de atât nu am ce să vă spun. Conform procedurii dumneavoastră primiți eu. Deci cei care au dat documente. Semnată pe spate și nu acolo unde este. Da, am rugămintea să ne puneți niște întrebări. Deci, am comunicat deja. Ați acceptat o perioadă. Dacă ministrul transporturilor va continua critici de la adresa premierului, gândiți că Cătălin Drulă să fie revocat. Mă văd nevoit. Eu o să repet, domnul președinte, ce am spus mai devreme. Dacă îmi dați voie, voi evalua miniștrii pe ceea ce fac și nu pe ceea ce spun că fac. Eu și vreau să fiți atenți la ceea ce spun eu aici. Pentru că vorbim de reforme. Și le-am cerut miniștrilor din primul moment să facă reforme și au avut susținerea mea. Până în momentul acesta, și am vorbit deja despre cheltuieli bugetare, încă nu am văzut un plan de reducere a acestor cheltuieli bugetare. Aștept acest plan de reformă, aștept plan de reformă în compania de stat, aștept plan de reformă în propriul minister. Cel mai simplu mod de a face reforma este să te uiți la propriul minister. Nu te lupți cu sindicate, nu te lupți cu nimeni. De aceea spun că vor fi evaluați nu pe ceea ce spun că fac și pe ceea ce fac. Dar cât de credibil mai este un guvern în care partenerii se atacă? Domnule premier, ca ministru al sănătății, interimar dumneavoastră. Da, interimar. Veți demara o anchetă privind existența centrelor de vaccinare închise, așa cum a cerut USR Plus? Dacă sunt sesizați și sunt elemente temenice, bineînțeles că vom face acest lucru. Dar în acest moment ne vom uita la toate documentele care au fost emise în ultima perioadă, pentru că deja avem două documente sau trei, pe care una dintre ele date în afara cadrului legislativ, altele au fost publicate în monitor oficial, unele iarăși, înțeleg că avem o problemă cu documente publicate cu numere de telefon, ceea ce este o nebunie. Deci trebuie să vedem ce s-a întâmplat în ultimele 4 luni de zile cu aceste documente, dar voi investiga orice situație atât timp cât sunt acolo. Dar în acest moment, modul cel mai responsabil de a rezolva această criză este să primim o nominalizare un ministru competent sănătății pentru acest minister. Vezi și dumneavoastră câte probleme se identifică în fiecare zi și este nevoie de un ministru care să se aplece asupra acestor probleme zilnic. Ministru competent. Minuta privind centrele speciale de vaccinare. Nu am avut acest lucru. Vă mulțumim! Dacă asta e, nu vă mulțumim! Care este următorul pas? Îi vei cere președintelui. Avem ședință de guvern miercuri. Avem ședință de guvern miercuri. Am încredere că miercuri ne vedem la ședință de guvern cu toții. Vă mulțumim! Care au spus că ar vota o moțiune de cenzură dacă ar fi depusă de... Vorba la tuturor.